acasă, că v-a pus asfalt în sat. Foarte mulți și-au făcut domnul primar. Halal, foarte mult și-au făcut și să mai facă și de acum înainte. Am văzut că cât de mult să facă. Pietrișul v-au pus pe toate străzile, indiferent că laterală. Foarte frumos să facă. Să facă, că faci pentru tineret și pentru viitor. Cum vă numiți? Hai, că mai care Ioana. Mai care Ioana. Da. Vă mulțumesc, doamne. Și eu, dumneavoastră, la fel. Bucuroși, care-i motivul? Pentru că toarnă asfalt. Și ne tragem cu bicicleta. Vă trageți cu bicicleta, da? Da. Și nu mai mergeți pe noroi ca altă dată, nu? Da, să nu mai ies acolo. Așa. Cum te numești? Cocoș Constantin. Tudor Costa. Și pe tine? Cocoș Ștefan. Ce faceți copilași aici? Bine. 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 Dar vă că stați pe loc, vă odihneați sau cum? Da. Ne odihnim. Ne odihniți, dar ce ai făcut până acum? Ne trageam cu bicicleta și am luat o pauză. Ai luat o pauză. Dar de ce vă plimbați cu bicicleta? Înainte vă plimbați? Păi, sau acum e mai bine? Acum e mai bine. De ce? Că am făcut asfalt. Am făcut asfalt. Bun. Mă bucur pentru voi. O să aveți un loc de plimbare. Cum te numești? Vlad Andra Paraschiva. De unde ești? Din România. Bun, din România, dar din ce sat? Hermeziu. Din Hermeziu. Tu? Eu sunt Vlasil Constantin. De unde? Sunt din Hermeziu. Din Hermeziu. Și tu cum te numești? Eu sunt Moșneguțul Ștefania Alexandra din satul Sculeni, comuna Victoria, județul Iași. Și ai venit aici la Buniso? La Verișori. Da, la Verișori. Și te plimbi cu dânsul, da? Da. Ia să văd, știți să mergi cu bicicleta? Da. Ia să văd.